Bine v-am găsit, stimați telespectatori. După 10 august, vă mai amintiți, după acel moment incredibil în care jandarmeria sau o parte a jandarmeriei a purces la violențe, cred că era în 2019, da? La violențe împotriva unor oameni care demonstrau până la urmă, chiar că erau ei supărați. În general, ziua aceea, cu anunțurile făcute înainte de Rareș Bogdan, care era la realitatea la vremea respectivă, tot realitatea, acolo tot se numea realitatea, acum e realitatea plus, cu el prezent acolo în mijloc, cu mulțimii care striga jos guvernul, cu intervenția seara a președintelui care a zis că trebuie să fie neapărat să spună cuvântul procuratura, pentru că acel moment, 10 august, l-am descusut mai multă vreme împreună cu domnul Ion Spânu, amândoi fiind preocupați de această enigmă. Atunci eu și el am dezvăluit multe, multe, multe enigme. Arderea, era pe acolo o șaurmerie a lui Springtime, acea jandarmeriță care a fost bătută, nu era păzită de nimeni și deodată, acum nu mai știe nimeni de ea, deci aștepta să fie acum șefa jandarmeriei. Bă, a fost aia că... Ce s-a întâmplat cu cei care au bătut-o? Ce s-a întâmplat cu jandarmii? Ce, cum încercau ONG-iști, diversioniști, tefeliști să provoace jandarmii? Ce s-a urmărit atunci și mai ales intervenția incalificabilă, ilegală a lui președintelui Klaus Iohannis, care nici măcar nu se încheiase scandalul și la, în loc să iasă să spună, domnul, regretăm cu tare, cerem să-ți facă lumină, nu, s-a parchetul neapărat să intervină și să-i belească pe toți care sunt de vină că mulțimea a fost gazată. Mai țineți minte cu mulțimea gazată, cu un dement de la Timișoara care spunea că în gazul ăla era ceva care te făcea, nu mai nășteai copii. Da. Am amintit acest lucru deoarece 10 august se adăuga altor și altor enigme post-decembriste, începând cu teroriștii din decembrie, cu 13 iunie 1990, pentru că postdecembrismul este dominat la noi de o serie de lucruri, de momente inexplicabile pe care, în care complice e o parte a presei, una, sunt mai multe părți ale presei, în care intervine sistemul, așa să zicem, statul paralel, și nimeni nu se mai ocupă de ele. Am amintit 10 august, deoarece un asemenea moment îl reprezintă apariția și zgomotul creat în jurul unui document de o rară falsitate, dacă se poate spune, și anume documentul din care rezulta că, sau care sugera că Nicușor Dan a fost informator. Acest moment s-a petrecut pe 3 iunie, deci în săptămâna campaniei electorale și eu seara, am avut la jurnalul meu video, am spus că am și intitulat apariția acest document este o lovitură cumplită electorală dată Gabrielei Firea. Îl reamintesc, ia să vedem ce am zis. Animă campania. Da. Îi excită pe, îi răscolește pe fanii lui Nicușor Dan, care zice, da mă, voi PSD, PNL, voi, Giorțanilor, vreți ca idolul nostru să-l acuzați că era când era stud copil, ouleu, deci și dacă ar fi adevărat, e prea târziu, de-aia acum, de ce n-a fost dat acum, repet, și nu dat pe piață de nu știu cine, de scos, de
de realitate apropiată, de CNSAS, în arhivele noastre există documentele, bla, 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 dosarul numărul cu tare, gata, și iată. Bun. Așa, deci profităm și de faptul că Gabriela Firea n-a zis nimic, este o lovitură dată Gabrielei Firea pentru că se animă campania electorală, ea este acuzată și PSD că ar fi pus la cale un asemenea mijloc, o asemenea lovitură, care trece pentru marea majoritate electorală, necinstită, amă, lune, de mai luni, că mai este, ai descoperit că el a fost informator. Deci ne-ai descoperit acum o săptămână, acum două, acum trei, acum jumătate de an, acum brusc, așa, a venit așa, da. Reamintesc acest moment, deoarece apariția și zgomotul făcut în jurul acestui document explică unul dintre lucrurile, cum să spun, dacă spun, incredibile din rezultatul alegerilor, și anume uriașa diferență dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea. 20% diferență este uriaș. Este o cifră în care, despre care eu spun că nu ar fi fost această diferență dacă nu era acel document. Oricât, hai să vedem ce s-a întâmplat. Gabriela Firea este totuși, și era și în timpul campaniei, președinta organizației PSD din București. Deci era cea care răspundea de mobilizare la vot a PSD-știlor. În timp ce la București, la Consiliul General, PSD a luat, nu știu, 28%, 27%, ea a luat 22 și ceva. Așadar, 5-6% din PSD-ști au votat PSD la Consiliul General și, nu știu, pe Nicușor Dan sau și nu pe Gabriela Firea. Nu se poate așa ceva. Nu există. Nu există. Dacă așa ceva există, atunci, dacă așa ceva s-a întâmplat, eu cred că să ne mutăm într-o altă țară, pentru că nu există un asemenea electorat. M-am mai spus. În fața alegătorului era, cum mi-amintesc eu, un document, un buletin cu europarlamentare, unde scria PSD, PNL, chiar și aici ăsta, hai să zicem, Aur, Adu. A venit cetățeanul și a zis, bă, nu știu, și a votat PSD, PNL. Prima întrebare este, cum dracu de n-a votat Aur și Aur are un asemenea scor mic și a votat PSD, PNL, da? Același cetățean, normal. Deci votează, hai să zicem, nu știu, PSD, PNL, da? Același cetățean are următorul buletin, dacă nu-i drogat, dacă nu-i beat. Și următorul buletin este primar general al capitalei. Și acolo el este PSD, da? Pune ștampila pe Gabriela Firei, PSD, da? Bun. Poate fi și PNL să pună ștampila, dar e și burduja. După asta, aici era, să spunem, omul, venea un alt buletin cu Consiliul General al Capitalei, unde cel care n-a votat-o pe Firea și l-a votat pe Nicușor Dan, pune ștampila pe PSD. Nu, dacă era PSD, PNL, întreba, bă, pe PSD n-are cum, nu există, puteți să-mi spuneți mie orice. Ori avem de-a face cu un alegător care e drogat, e beat, și cum să zic, și votează aiurea, nu se poate. Deci, bă, ești PSD-ist. Este alegătorul pe care se baza Gabriela Firea, care, deci PSD-istul din București a votat până acum tot ce e PSD și dacă îi dădea, nu știu, un primus, vorba lui Mihail Bulgakov, sau nu știu, o bucată de lemn. Deci nu există. Pentru că, și mă întreb, deci, unde s-a creat? Această diferență este incredibilă
între doi competitori. Mă, înțeleg să fi fost diferență de 4, diferență de 5, mă, dar de 20. Și repet, în condițiile în care PSD a triumfat în toată țara. Mă, dacă era PSD-ul acum avea probleme, nu știu, la consilii județene, la Consiliul Capitol, până așa a prăbușit PSD-ul și odată cu el. Adică PSD-ul înflorește în toată țara la ora, la acum, după alegeri, și unul din liderii PSD, repet, Gabriela Firea nu era candidat oricare, era lider PSD, PSD-ist mai bună decât Marcel Ciolacu și lidera PSD București. Nu există așa ceva. Repet, dacă Partidul Social Democrat ar fi fost el în cădere, nu știu, ar fi fost în locul, ziceți, lui Reper. Bă, asta e. Și săraca Gabriela Firea a fost victimă, că aia, toți care au venit au zis, bă, ești PSD-istă, bum! Nu există. Adică nu există ca Partidul Social Democrat, care a avut cea mai mare victorie din istoria lui postdecembristă, într-un fel, și lider prin vicepreședinte al PSD, candidată PSD la capitală, fostă primar PSD, a pierdut alegerile anterioare la un scor foarte mic și deodată 20%. Dar dincolo de această enigmă, mie mi s-ar fi părut normal diferență, 4, 5, 6, bă, dar 20%, repet. Și atunci am încercat să găsesc o explicație acestei diferențe. Că a mai crescut. De ce? Pentru că a avut loc acea diversiune. Și, stimați telespectatori, noi trebuie să... Culmea este că nimeni nu s-a ocupat de această diversiune, nici măcar Gabriela Firea. Este un bun prilej pentru mine, ca și în cazul generalului Florian Coldea, deși o știu, dacă nu sunt, pentru că bănuiesc că își linge rănile, dar dacă ea, eu aș vrea și în particular, nu neapărat ca și în cazul lui Coldea, obzărecul să stau de vorbă, că să mă lămurească. Documentul acela a fost făcut de ea, de echipa de campanie. A știut de acel document. Nu există mai mare lovitură electorală, da? Deci, întrebări pentru Gabriela Firea, da? Și pentru noi. L-a făcut ea și este o echipă de campanie. Doi, a știut de acest document. Trei, dacă a știut, de ce nu le-a zis alora? Că cei care au lansat au fost din echipa, nu cum să spun, din televiziunile ei, care sunt jurnaliști care în frunte cu Realitatea Plus, care o susțin pe ea. Nu a lansat nici Digi, nici, nu, l-a lansat televiziunea ei. Ea a fost informată că așa e corect. Dacă eu făceam, deci a lansat-o Realitatea Plus și Clubul de Gândire Gold al lui Gușe. Ei au lansat această chestiune, amândouă grupările, gazetărești fiind pro-anti Nicușor Dan și fiind pro Gabriela Firea. Un document care s-a dovedit până și generalul de securitate a spus că era fals, dar atenție, nu era un document neconcludent. Era un document făcut. Deci, așa ar fi întrebările mele. Nu răspunde acum, nu dă telefon, să știe aceste întrebări. De ce nu a reacționat ea și să spună, cum a spus, bă, stați bă puțin, nu eu l-am emis. Altă ciudățenie, vine Marcel Ciolacu și spune, documentul e fals. Păi, stați să ne lămurim. Documentul e fals, nu e nicio problemă. Problema este că el a fost dat, el a fost o lovitură electorală cumplită pentru Gabriela Firea și prin precizarea șefului ei că e fals. Pentru că se întâmplă în felul următor. Unii, nu cum să zic, din gruparea lui Firea și fanii lui Firea zic, nu, bă, e adevărat, și că l-urăsc pe Nicușor Dan. O să adevărat, bă, deci
Să zicem că ecoul acestui document, el pișca un pic și pe Nicu Șordan. Păi cum să-l piște când șeful lui Gabriela Firea spune electoratului Gabrielei Firea, bă, e fals. Dacă a zis și fals. Dacă e fals, domnul președinte al PSD a vorbit cu Gabriela Firea și a zis, băi, Gabriela, Gabi, intervinu, zi ceva. Hai să facem ceva, să contracărăm. Ia Gabriela Firea, dacă n-a știut deloc, a făcut după, acum, când... Bă, investigați, bă, de ce l-a pus la cale? Pentru că se mai înțeleg spectatori. Acest document a fost fabricat. Nu poți să spui încă o dată. Și eu am dat, de-a lungul vremii, documente. Au fost momente când am fost trăspăs fără. Deși eu sunt foarte prudent și am fost. Nu merge așa. Și la mine veneau la eveniment. Tu zile era un avantaj că eu plăteam documentele, Sorin Roșca Stănescu, care era adjunct chiar și șeful secției de documente, a spus undeva, sigur cu umor, că el unele din documente le primea pe gratis ca să le public și el venea și îi spunea că ele costă. Nu vă acuzați. Am spus că așa era. Bă, dar mă întrerup că eu n-am putut în viața mea să fabric. Să fabric. Și cine a fabricat? Cu hârtia. Adică cine a fabricat și după ce când l-a fabricat, zice că a fabricat un X. S-a dus la televiziune, la Realitatea Plus, la Gold FM, ăia, dacă erau gazetari, spunea, bă, nu merge, nu e adevărat, o tare adevărului. Da? În ce a constat acest efect cumplit, lovitore? În primul rând, de ce a fost împotriva lui Gabi Firea? Atribuită lui Gabriela Firea și cu contribuția lui Marcel Ciolacu, atribuită această diversiune, a prezentat-o pe Gabriela Firea în cea mai mizerabilă imagine, în imaginea unei femei care este ambițioasă, care este în stare de toate porcăriile împotriva adversarului ei politic, în timp ce adversarul ei politic, Nicu Șordan, a fost, nu știu, ați văzut, elegant, a zis. Adică efectul electoral a constat în faptul, a constat în primul rând în raderea imaginii ei, da? Adică, nu știu, s-a pus pe seama ei acest lucru. Bă, de-aia cred că au votat mulți împotriva ei și PSD-iști, după ce a zis șeful. Și a zis, bă, Gabi, bă, ce acum, bă, ești om în toată firea, politician, cum se face așa ceva împotriva adversarului tău, dacă nu e adevărat, da. În al doilea rând, l-a prezentat pe Nicu Șordan ca victimă. Și fanii lui, evident, că s-au mobilizat, dar atenție, cel mai important, și cei care nu erau fanii lui și aveau de gând să voteze cu Gabriela Firea, au zis, cu asta, cum nu votez în veci? Cu asta care a pus la cale luni o mârșăvie, s-a și dovedit apoi că e fals. Asta este nebunia, că era cei care l-au făcut să știau că e fals și l-au făcut din adins fals. Nu știu, e foarte greu, da? A doua zi, am povestit că a doua zi, Digi, care era în echipă cu Nicu Șordan, sub pretextul că așteaptă de la CNSAS declarații. Ce se facă cu spună CNSAS-ul, că nu era de al CNSAS-ului, a rulat într-una pe ecran, pe micul ecran, o imagine a scânteii de pe vremea lui Ceaușescu, în care se dădeau cu un titlu din acesta triumfător, în care se spunea se vorbea de elevii noștri străluciți care au mers la Olimpiadă și era și poza lui Nicu Șordan. A fost o lovitură în favoarea lui Nicu Șordan, pentru că o parte a electoratului, care era, de nu știu, nostalgică lui Ceaușescu, sau mai în vârstă, sau convins că la ora actuală, în această mustărie care e Soia Dracu, tranziția, nu în această musărie, nu se face școală. Și electoratul a zis, bă, ai văzut, mă,
Pe vremea noastră, a noastră, a noastră, adică a lui Ceaușescu, băi, văzut, mă, erau ce buni erau copiii aia, ce frumoși erau și nu se drogau și nu erau ambigeni și nu erau transgender. Și unul dintre ei era Nicușor Dan. Că Nicușor Dan a fost olimpic, s-a rămas o singură expresie, olimpic. Unii au crezut că a fost la Olimpiadă la sport. Nu, cu această ocazie s-a aflat că Nicușor Dan a fost de 3 ori la Olimpiade Internaționale, că a câștigat și că a reprezentat cu brio țara noastră. În acel moment, iertați-mă, toți aceia care au zis, opa, bă, Nicușor Dan ăsta, bă, nu e chiar un, că nu-l prezenta furând pâine sau cerșind sau, nu știu, ducându-se la discotecă. Bă, îl prezenta pe Nicușor Dan ca un elev. Ce iubesc mai mult nostalgicii, oamenii generația mai în vârstă care s-au și dus la vot și PSD-istă a lor decât asta. Bă, ce era pe vremuri, bă, ce olimpici era, bă, ce copii aveam. Unul din copiii ăștia era Nicușor Dan. De asta, nimeni din această nenorocită presă, această presă puturoasă, leneșă, nu s-a ocupat. Dar eu întreb, Gabriela Firea poate răspunde la aceste întrebări, pentru că simulația o să zice, băi, și ce contează? Nu, nu contează. Pentru că dacă se fac asemenea amânării, vom avea de-a face în perioada următoare, că vin prezidențialele, cu o mie și una de asemenea diversiuni, noi vom, adică presa va mușca și cine știe că e bila așa, dai cu bila încolo și de fapt lovești în partea elaltă. Nu mai spun. Deci un alt moment este scandalul cu procurorul al lui Simion, care sigur înseamnă că Aur avea un scor mai mic. Nu trebuie acest Simion să încheteze? Po, de curiozitate. Mă, vreau să știu de curiozitate. Mă, ce l-a apucat, mă? Ați văzut că a dispărut? Ah, ce mă, telespectator? Că zic, e cum? Ați mai auzit de anchetă? Nu putea să facă azi, mâine, poimine, ancheta. Comunicatul, că de fapt nimeni nu l-a chemat. Adică și aici ar trebui să vedem, încă o dată, de ce? Vin prezidențialele, sunt pe viață și pe moarte. Vom asista cu complicitatea presii, pusă la cale de servicii, de sistemul instituțiilor de forță, de toți bandiții, la fel de fel de manipulări, electoratul va mușca, presa va fi complice că va primi bani și noi vom sta ca proști. Întreb încă o dată, în legătură cu această mare diversiune. 1. Gabriela Firea a știut sau nu a știut? Nu, Gabriela Firea a... Ea sau echipa ei a făcut documentul? L-a făcut. 2. A știut de acest document unde și când, adică după ce s-a început scandalul, pentru că încă o dată acest document a fost lansat și acuzația de o presă favorabilă ei, nu de presă adversară, da? De Realitatea Plus și de Gol FM, al lui Cosmin Gușă. Nu știu, poate că știa, iar dacă știa, poate că s-a gândit, bă, poate dau o lovitură, exact cum a fost acum 4 ani, când tot așa a făcut ea la început, bă, în ultima săptămână de campanie. Doamne, Michael, e foarte important. Mă rog, nu cred că o să răspundă. Dar pentru mine rămâne, pentru că, încă o dată, cea care a făcut caz de acest document și de Nicușor Dan informator a fost o presă favorabilă ei. O presă favorabilă ei. Da. Să trecem acum, deci asta este, nu cred că se va lămuri, este foarte important să lămurim. Pentru că, repet, prezidențialele, eu nu spun că nu pot, sunt posibilități de lovituri, bă, dar nici chiar așa, să-i fabrici documente, normal ar fi ca CNSAS-ul totuși să dea bice, să vadă măcar, avem nevoie de la CNSAS, de o lămurire. Bă, nu e documentul nostru, e document fals. Document fals, au spus cei de la Generalitatea de Securitate, în frunte cu Aurel Rogojan,
care a fost șeful de cabinet general de securitate. A și scris 10 puncte din care se vede, da. Să trecem acum despre alegeri. Am vorbit și aseară la Alep News, am fost și aseară la Ionuț Cristache, am vorbit și cu Robert Tucescu, voi vorbi și în seara asta la Alep News. Primul lucru pe care vreau să-l remarc este o chestiune iar incalificabilă din punct de vedere al democrației. Stimați telespectatori, citesc aici un comunicat, da? Este BEC, Biroul Electoral Central. Vă informăm că la nivelul conducerii Biroului Electoral Central a fost luată decizia ca primele declarații de presă privind datele parțiale din procesele verbale privind centralizarea pe țara voturilor, așa, vor avea loc astăzi 10 iunie 2024, ora 22, menționând că decizia amânării a fost luată din dorința de a furniza reprezentanților mass media și opiniei publice informații corecte, având în vedere dinamica foarte ridicată, așa, alături de informațiile agregate, rezultate. Stați să ne lămurim. Până acum, până la aceste alegeri, Biroul Electoral Central, cum se termina ăștia, se închideau urnele, începeau, se aduceau voturi numărătoare. Și la ora, te sculai la 2 noaptea și te uitai și dădeai comunicat BEC. Sau BEC-ul trebuia să dea un comunicat în seara de nouă sau noaptea, domnule, primele rezultate le vom da pe data de, nu știu, a doua zi, nu știu, luni la ora cutare, da? Ce înseamnă? Înseamnă că până pe la 9-10, a doua zi, se numărau ceva și îi spuneau urmarea centralizării voturilor din da, 10-15% din parțiale, chiar 5% rezultatele parțiale sunt așa, comunicate. Stimați-le spectatori, între timp, tot BEC a dat pe surse și a apărut pe surse ca fiind rezultate, da? Dacă mă uit aici, vom vedea că toată lumea le dă. Deci, noi avem la ora actuală rezultatele, estimările nu mă interesează și numărătorile paralele partidelor. Pe lângă asta, presa, aceeași presă, dă ca fiind, ia uite-te aici, ca fiind de la Biroul Electoral Central. Ori Biroul Electoral Central spune că numai la ora 22. Păi și Biroul Electoral Central putea să spună de azi dimineață 10 comunicate. Băi, atenție, nu sunt de la noi. Pentru că, estimați-vă, este foarte important. Este foarte important dacă PSD-PNL a luat, cum se numește, 53% sau 48%. Chiar dacă e aceeași victorie. Cum se face așa ceva? Nu înțelegeți că această democrație se duce dracului. Că a fost această incalificabilă, dacă puteți spune, crimă împotriva democrației, care a fost comasarea, care a făcut să nu avem campanie electorală. Estimați telespectatori, alegeri libere înseamnă campanie electorală. De 1000 de ori din 1990 spun într-una. Campaniile electorale creează atmosfera electorală care este atmosferă politică. Nea Guriță, Nea Gigel, care până atunci nu s-au preocupat de politică, deodată zice, opa, bă, să alegeri. De-aia se fac campaniile, nu ca să câștigi. Se fac campaniile pentru ca lumea să fie conștientă, să se politizeze. Care campanii? Campanii, nu, și campaniile, în primul rând, campania și pentru europarlamentari, pentru locale, a fost făcută, a fost în așa fel turtită, eliminată de către băieții de către PSD, PNL, Marcel Ciolacu, presa, televiziunile plătite cu bani grei de la buget sub forma ăla de subvenții nu au abordat tema, au dat drumul la diversiunea Coldea, care o săptămână și ceva a eliminat orice discuție despre alegeri și în felul acesta, așa se și explică nebunia de la alegeri.
Oamenii s-au dus, cum am dus și eu, adică, bă, cum mă duc la plăsneală? Foarte mulți oameni și bănuiesc, bă, se întreabă, bă, dar eu cu cine votez? Că nu știu, nici nu se știa că era campanie. Deci, crima împotriva democrației a cuplului Ciolacu-Ciucă a fost, în primul rând, a constat în manipularea, cum să zic, folosirea presei miluită pentru a crea imaginea că nu e atmosfera electorală. Deci, în așa fel încât să nu fie atmosfera. O să spunem, mă, dar au fost oameni la vot. Da, stimați telespectatori, au fost la vot chemați. Campaniile electorale dau posibilitatea ca alegătorul să voteze conștient. Care mai alegător conștient că unul a pus stampila pe PSD la București și a pus stampila pe Nicușor Dantoan la București și nu pe Gabriela Firea? Da? Care om mic, care ăla în condițiile în care merge Diana Șoșoacă? Pare rău, este, nu știu, o actriță mare, o, ce vreți. Meargă la, cum să nu merge Cioloș la Bruxelles? Păi înseamnă că cei care au votat-o, habar n-aveau. Eu zis, bă, erau cu un buletin. În loc să ne ștergem cu el la fund, o votăm pe doamna Șoșoacă. Toată stima, nu există așa ceva. Asta este problema. Și la ora actuală, și închei, o să discut și mâine seară și poimine seară despre, și în seara asta la Lepinu, despre aceste rezultate, este clar, încă o dată, că noi nu am avut alegeri libere, deoarece campania electorală nu a respectat minimele reguli cerute de Consiliul Europei pentru ca să pentru ca oamenii să fie conștienți de alegerile, că sunt alegeri. Mulțumesc, la revedere!